Cozonac opărit pentru 2 cozonaci, 500 ml lapte, 350 g zahăr, o lămâie rasă, 3 pliculețe de zahăr vanilat și o linguriță de sare. Deci le punem pe foc și le lăsăm până la punctul de fierbere, mestecând mereu ca să dizolvăm zahărul și sarea. Deci le punem pe foc și le lăsăm să fiarbă până aproape de punctul de fierbere. Deci cozonac opărit, fără frământare. Se frământă, se face mai repede decât pâinea. E imposibil să nu iasă, deci nu putem da greș cu el. Da? E un mod de frământare, mai mult amestecare a ingredientelor. Deci lăsăm laptele cu zahărul și cu mirodeniile pe foc până aproape de punctul de fierbere. Dintr-un kilogram de făină punem 3 sferturi din pungă. O punem în vasul în care trebuie să frământăm. Un sfert îl lăsăm în pungă. Luăm laptele fierbinte, da, se vede că ies aburi, și opărim făina din vas. Mestecăm bine. Luăm 5 ouă din frigider, reci, deci de la frigider, și le punem în compoziție. Deci totul trebuie să facem repede, foarte repede, ca să nu se răcească coca. Deci incorporăm cele 5 ouă. Punem mâna pe vas. Dacă ni se pare că este prea fierbinte, mai adăugăm puțină făină, făina fiind rece. Deci nu avem nimic la temperatura camerei, adică nu ne pregătim dinainte să încălzim ouă, să ținem făina la temperatura camerei. Nu! 2 plicuri de drojdie instant și un praf de copt, neapărat un praf de copt. Praful de copt ține cozonacul proaspăt și chiar dacă nimerim coca puțin mai moale, deci nu iese încrudit așa, nu iese călău. Deci se coace, deci punem drojdia și praful de copt fără maia. Deci am pus 2 plicuri de drojdie și unul de praf de copt. Mestecăm. Praful de copt niciodată nu îl stingem în, pentru că îi reducem din proprietăți. Praful de copt îl punem așa, cum este. După ce amestecăm bine și putem băga mâna în el, ne apucăm și îl frământăm, deci foarte repede, nu mai mult de 10 minute, pentru că coca trebuie să rămână caldă. În momentul în care terminăm cozonacul de frământat, coca trebuie să rămână caldă, caldă, caldă. Deci foarte repede, nu? Câteva minute, 5-7-10 minute. Acum băgăm mâna și îl frământăm normal cu 50 de ml de ulei. Deci la sfârșit punem 50 de ml de
ulei sau un topit, fiecare ce preferă. Deci așa arată coca după ce am pus uleiul, da? Și mai punem puțină făină ca să netezim coca. Nu o lăsăm așa cu ulei. Deci punem puțină făină să o nivelăm, să fie pufoasă așa coca. Nu lăsăm în ulei așa. Deci totul să se întâmple foarte repede. Dacă e nevoie, puneți puțină, eu știu, 100 de grame de făină, depinde și de mărimea la ouă și zahărul. Și dacă mai e nevoie de 2 mâini de făină, cum a fost la mine, peste kilogramul respectiv, puneți, pentru că coca este subțire. Dacă e nevoie să mai punem puțină făină, punem. După ce am frământat, punem vasul într-un sac săculeț de folie, o sacoșă de folie. Coca fiind călduță, foarte repede se dospește. Deci foarte repede crește. Da? O jumătate de oră, 40 de minute. Și apoi întindem cozonacul. După exact 30 de minute, coca și-a dublat volumul. Deci așa trebuie să arate. Da? Pufoasă, moale. Deci acum ne pregătim de întins cozonacul. Presărăm pe masă sau pe blat unde întindem făină. Deci multă făină întindem, nu punem ulei. Deci ulei nu mai folosim nici la întins coca și nici la tavă. Deci tava, indiferent de care o avem, tavă, punem hârtie de copt. Mai întâi o strângem puțin în mână ca să o facem mai moale și ușor de folosit și punem în tavă fără ulei. Deci nu mai folosim ulei decât cele 50 de mililitri care îi punem la frământat. Am întins foaia cât mai subțire. N-are nimic dacă are puțină făină pe ea. Și cu cacao uscată, presărăm cacao peste tot. Am presărat cacao, apoi venim cu un strat de zahăr, nu foarte mult, cât să se topească și să lege praful de cacao. Punând albuș rahat, stafide pusă la umflat în rom, se face prea mult zeamă, deci prea zemos cozonacul înăuntru și se poate întâmpla să nu se coacă. Acum nucă. Nucă din plin. Nuca e foarte sănătoasă și nu se întâmplă absolut nimic. Apoi stafide pe care le-am pus în rom la umflat. Și apoi rahat pe care îl dăm prin făină. Dacă rahatul este prea moale, îl dăm prin griș. Deci dacă atunci când tăiem rahatul ni se pare că este mult prea moale, dăm cu rahatul, nu-l dăm prin făină, îl dăm prin griș ca să absoarbă la cald. Se mai înmoaie, se mai topește.
Și acum, după ce am umplut cozonacul, îl rulăm, da? Deci cu cât e foaia mai subțire, cu atât e mai bine. Și acum îl punem în tavă. Ori îl răsucim, dacă nu îl răsucim, îl facem așa. Da? Și îl punem în tavă. Pe lângă rahat, nucă, cacao și stafide, putem pune și fructe. Deci eu am pus banană. Așa cum punem rahatul, rahat și stafide și nucă, punem rondele de banană sau ce fruct ne place mai mult. Nu foarte zemos. Deci nu putem pune portocală, mandarină. Un fruct care, dacă e puțin mai zemos, îl dăm tot așa prin griș sau făină. Griș de preferință. Și acum îl rulăm ca pe orice cozonac și îl punem în tavă la dospit. Când îl punem la dospit, tot așa îl punem într-o pungă și îl învelim cu un prosopel ușor. Îl lăsăm să-și dubleze în momentul în care și-a dublat cantitatea, e gata de copt. Tot așa durează, 30-35 de minute. Când și-au dublat volumul, deci s-a umplut tava de cocă, îi punem la copt. Deci tot așa a durat, 35 de minute. Dar de reținut, dacă nu avem un cuptor modern, să ne indice temperatura, să aibă umiditate în cuptor, folosim cuptorul la jumătate. Deci avem flacără mică, flacără mare și jumătate. Deci la jumătate. Avem voie să umblăm la ei după jumătate de oră. Deci jumătate de oră nu deschidem cuptorul. Și foarte important, punem în cuptor o crăticioară cu apă, da? Cât mai întinsă, aproape plină. Când am dat drumul la cuptor să-l încălzim, băgăm și crăticioara cu apă în cuptor. Eu am o cratiță pe care o folosesc în permanență, indiferent ce coc, blat de prăjitură, cozonac, pâine. E foarte, foarte bună umiditatea în cuptor, deci nu se ard cozonacii, se coc foarte, foarte bine. Punem, când dăm drumul la flacără de la cuptor să se încălzească, punem și crăticioara cu apă și apoi punem cozonacii la copt. Jumătate de oră nu umblăm la ei. După jumătate de oră umblăm, vedem cum sunt, îi întoarcem cu partea cealaltă, da? Capătul din interiorul cuptorului îl scoatem în afară și îl lăsăm la copt până trece testul la scobitoare. Am băgat scobitoarea în ei, vedem că nu se mai acocă. Foarte important, nu uităm de praful de copt. Praful de copt, chiar dacă coca este puțin mai moale, ca de obicei, pentru că majoritatea așa dau greș cu cozonaci. Iese coca puțin mai moale și ies călâi. Deci nu se coc la interior. Dacă exagerăm puțin și cu rahatul și cu facem alt fel de umplutură, deci nu se coc la mijloc. Praful de copt îl ajută foarte mult, chiar dacă este coca puțin mai moale, se coace și iese un cozonac perfect. Facem un sirop din 4-5 linguri de zahăr, un plic de vanilie și 5 linguri de apă. Deci câte linguri de zahăr punem, atâtea linguri de apă. Facem un sirop, dar nu dizolvăm zahărul de tot, atât cât să îndulcim cele 5 linguri de apă și restul zahărului îl lăsăm nedizolvat. Și apoi, cu pensula, dăm peste cozonaci
cu acel sirop de zahăr, lăsând să curgă pe margine, da? Lăsând să curgă printre cozonac și foaia de copt. Au crescut destul de mult, sunt voluminoși imenși. Cozonacul opărit, încercați-l, nu dați greș niciodată, chiar și pentru cineva care n-a frământat niciodată, ies 100%. Așa arată cel mai delicios cozonac. Îi lăsăm în tavă 10 minute, un sfert de oră, apoi îi scoatem din tavă, iar când s-au răcit, îi punem în folie alimentară. În aceeași zi în care îi facem, deci nu îi lăsăm de seara până dimineața așa, îi punem într-o folie alimentară când s-au răcit bine și îi putem păstra chiar și o săptămână.